Republica Moldova este singura țară din Europa în care, atunci când vrei să-ți alimentezi automobilul, nu contează de la care distribuitor de carburant o faci și nu contează nici ca preț și nici din punctul de vedere al calității benzinei și motorinei. Asta pentru că prețurile sunt peste tot exact la fel, iar indiferent de numele benzinăriei la care alimentați, carburantul este practic același. Această practică dăinuie în Republica Moldova de ani de zile și ea nu a putut fi curmată niciodată. Pentru că în cea mai săracă și coruptă țară din Europa, nababii din industria carburanților întotdeauna s-au înțeles între ei, iar concurență reală nu există și nu a existat. Pentru astfel de practici, în alte țări se aplică amenzi de sute sau chiar miliarde de euro. Spre exemplu, în România, doar în 2012 a fost aplicată o amendă de peste 200 de milioane de euro, în condițiile în care chiar și atunci, peste Prut, exista o concurență mult mai reală decât cea de la noi dintotdeauna. A fost și în Republica Moldova o intenție de a amenda petroliștii. Exact acum un an, în aprilie 2021, în presă a apărut un raport al Consiliului Concurenței din care reieșea că jucătorii de pe piața de carburanți, în special 6 cei mai mari, acționează concertat, că își coordonează politica de prețuri, că discută la telefon între ei sau se întâlnesc pentru a se asigura că nu iese nimeni din politica de cartel. Și mai grav, indiferent de benzinăria la care alimentezi, în mașina ta ajunge practic același carburant, pentru că în jur de 80% din motorina adusă astăzi în Moldova provine de la două companii, iar 99% din benzină de la trei companii. Astfel, trei companii, cele mai mari de pe piață, cu rafinării în România, își impun propriul carburant la toate benzinăriile. Iar dacă cineva, o companie mai mică sau una locală, ar dori să facă un pas spre stânga sau spre dreapta, atunci se poate trezi că nu i se va mai livra carburant. Așadar, raportul a fost definitivat acum mai bine de un an de zile, iar la finalul său se preciza că amenzile care trebuiau aplicate companiilor petroliere puteau să depășească 600 de milioane de lei. Și mare atenție, raportul viza doar practicile anticoncurențiale din anii 2019 și 2020. 600 de milioane de lei pe care acești nababi i-au scos direct din buzunarele noastre prin prețuri umflate. Iată, a trecut un an, iar acești bani, care ar fi util pentru economia națională și ar majora, spre exemplu, fondul rutier național cu peste 42%, așa și nu au mai ajuns în bugetul statului. Pentru că amenda nu s-a mai aplicat, iar raportul stă și se prăfuiește pe undeva. Asta chiar dacă și astăzi toate companiile petroliere afișează aceleași prețuri la panou și nimic în esență nu s-a schimbat. Și chiar dacă Consiliul Concurenței are și un președinte nou, Alexei Gherțescu, numit deja de mai bine de 2 luni. Domnule Gherțescu, am analizat activitatea Consiliului Concurenței în aceste luni și de pe site-ul instituției am aflat că v-ați ocupat doar cu seminarii și întrevederi. Și nimic mai mult. Poate totuși reveniți la acest raport privind înțelegerile de pe piața carburanților? Poate îl îmbunătățiți? Poate aplicați acele amenzi în acest an de criză? Dar poate, domnule Gherțescu, vă uitați ce se întâmplă și pe alte piețe, spre exemplu cea a construcțiilor, acolo unde o companie extrem de dubioasă are exclusivitate la vânzarea pe teritoriul Republicii Moldova la betonul și metalul produs în uzinele de la Râbnița. Iar aceasta e o practică profund anticoncurențială, ce durează de ani buni. Sau să analizați cartelul de pe piața de retail, pentru că nici supermarket noastre nu se împacă deloc cu concurența. Curaj!